Așteptarea a venit ziua cea mare. Astăzi a fost inaugurat pasajul Basarab și a fost o inaugurare pe măsura evenimentului. Mii de bucureșteni au venit să se plimbe pe pod împreună cu primarul general al capitalei. Vasile Marcu, colegul meu, a fost și el acolo și are detalii pentru noi. Bună ziua, Vasile, ce spun oamenii? Cei care au venit sunt foarte încântați de ce au văzut. Oricum, mulți erau din zona, așa că au văzut pasajul timp de 5 ani, de la momentul zero și până când a fost gata astăzi, au vrut să se convingă cu proprii ochi și cu picioarele lor că se poate circula în siguranță pe pasaj. Oricum, pentru circulația auto, abia de mâine va fi deschis pasajul. La ora 6, primele mașini vor putea urca pe pasajul Basarab și îl vor putea traversa. Ar mai fi încă ceva de lucru. Timp de 2 luni vor fi montate stația de tramvai, scările rulante dintre stația de tramvai și cea de metrou și tot atunci va fi pus și liftul care face legătura între cele două stații și abia după acest moment putem spune într-adevăr că pasajul Basarab este gata. Între timp, tramvaile care vor circula pe el nu vor face stație aici și doar vor traversa dintr-o parte, dinspre Vasile Mila, spre Nicolae Titulescu. Am înțeles, mulțumim, Vasile, pentru informații. A murit Schwarzenegger de România.